Consiliul Județean Brăila s-a reîntregit după plecarea în Camera Deputaților a PSD-știilor Emilia Meiroșu și Nicu Niță. În ultima ședință a CJ au fost validate mandatele noilor membri ai Consiliului. Daniela Bordea, fosta șefă de cabinet a deputatului Cristian Rizea, a ocupat locul lui Nicu Niță. Subsemnata Bordea Daniela, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Brăila, în conformitate cu prevederile articolul 32 aliniatul 1, coroborat cu articolul 90 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Brăila următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brăila, așa să-mi ajute Dumnezeu. Dumitru Văduva este cunoscut în Brăila ca director al Inspectoratului Teritorial de Muncă, poziție pe care a ocupat-o până la pensionare la începutul anului 2015. Acum Văduva ocupă fotoliul lăsat liber de Emilia Meiroșu. Subsemnatul Văduva Dumitru, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Brăila. În conformitate cu prevederea articolului 32 aliniatul 1, coroborat cu articolul 90 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Brăila următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legea țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brăila. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cei doi noi consilieri desemnați s-au aflat pe locurile 15, respectiv 16, pe lista cu care PSD a candidat pentru CJ Brăila la alegerile locale din 5 iunie.